te-ai gândit vreodată că în Poppy Playtime Chapter 4 Catnap va avea două iubite? Ei bine, astăzi vom afla adevărul și ce se va întâmpla mai exact, așa că nu uita să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade de acest gen și să vedem care-i faza până la urmă, de ce are două iubite și cu cine se căsătorește până la urmă. Dar mă gândesc așa, înainte să începem, vreau să apăsăm cu toții pe butonașul de like și fiți atenți. Dacă apăsați pe butonașul de like în următoarele 3 secunde, veți avea parte de cel mai mare noroc din viața voastră și asta este părerea mea. Acum hai să vedem cine reușește să apese pe butonul de like în 1, în 2, în 3 și like. Sper că ați apăsat acolo și vă mulțumesc din suflet. Hai să vedem care-i treaba cu povestea asta. Catnap se duce împreună cu nevasta lui într-o vacanță pentru că sunt și ei obosiți, vor să meargă să relaxeze. Nu vine să cred că există o plajă atât de aproape de Playtime Co. Abia așteptam să avem o vacanță împreună. Dar o să fie în regulă bebelușul nostru? Nu atinge alea, n-ai voie! Ok, bebelușul, da. Se descurcă, stai liniștită, dragă. Cine-i asta, frate? Cine-i asta? Privește de la depărtare. Și asta am zis că are două iubite, dar care-i faza cu asta? Nu știm cine e. Asta practic ar trebui să fie nevasta lui. Cine-i aia? Ok, e creepy rău de tot, îi urmărește. Hai să vedem, bă, cel puțin momentan. Ia uite, mamă. Păi dacă vezi așa ceva la ușă, a, păi vrei să închizi cu toate lacătele. Asta e viața cea mai bună. N-am avut niciodată o lună de miere. Salut. S-a necat. Ce lume mică. Dar tu cine ești? A, e fosta lui Catnap. What? Nici nu știam chestia asta, frate. Da, se referă că e fosta prietenă, nu iubită. Da, da, vrei să vii și tu cu noi? Ok. Dar, în curând, poate o să fie ea cu Catnap. Arăți foarte bine. Da, chiar așa, chiar arată. Ok, o să verific pe Junior să văd dacă e în regulă. Ai un bebeluș! Oh my god! Da, o să-i sun eu. Bă, uitați-vă ce tare e telefonul, chiar ca în joc. Dar e cam mic, nu vi se pare? Bine, de fapt, acum telefonul cred că e la mărime normală, că aceste caractere sunt imense. Oh my god, asta se întâmplă la Poppy Playtime? Ok, cred că n-a fost o idee bună să lăsați singur, chit că l-ați lăsat cu Bear Hug, dar da, nu cred că a fost o idee prea bună. Oh my god. Stai, nu mă lăsa singur cu ea. Deci voi aveți un copil împreună. Da, și? Un bebeluș foarte drăguț. Uite poză. Uite, asta e nevasta și asta e bebelușul, bine? Și tu să stai departe de noi, ai înțeles? S-a terminat între noi de mult timp, așa că pleacă. Ok, nu cred că o să-i placă prea mult chestia asta. Nu pare genul care să plece. Ok. Crezi că eu mă voi da bătut așa ușor? Oh my god, i-a rupt poza! Bă, nu mi se pare corect. M-am întors. Nu răspunde la telefon, dar sunt sigur că e ok. Dragă, ne aduci niște băuturi, te rog. Da, Catnap. Ok. A, îl trimite pe el să ia niște băuturi. Ok, o să stea ele singure. Da, am o presimțire nasoală. Se bagă în apă, ok.
Locul perfect pentru un accident. Doamne ferește! Doamne ferește! Dar cum te cunoști cu Catnap? Da, am fost împreună. Stai, ați fost voi doi împreună? Nu știam că a avut o altă iubită înainte. Da, eram îndrăgostiți și aproape ne-am căsătorit. Dar nu cred că ți-a zis. Dar ce n-a funcționat? Da, nu știu. Catnap nu era pregătit pentru să fie căsătorit. Dar poate din cauza ta. Oh my god. Bă, Catnap, vino repede. Catnap o să fie al meu. Nu, no, nu, no, nu mi se pare ok. Nu mi se pare ok așa ceva. Nu mi se pare ok așa ceva. Bă, Catnap. Mamă. What? Ești bine, dragă? Da, vreau să mă omoare. Da, eu cred că ar trebui să fugiți de aici, știi ce? Fugiți de urgență. Nici măcar nu mai stai pe gânduri. Când ai văzut chestia asta, ai plecat acasă. Știi ce zic? A luat-o razna. Și ai fost împreună cu ea? Nu, ea doar m-a urmărit. Și mă urmărea peste tot. Oh my god, uitați-vă la ochii ei. Da, exact ce am zis. Luați-o la fugă că nu mai e de stat. Dați-i mega viteză. Nu, cea mai bună idee aici era ca fiecare dintre voi să luați câte un jet ski, pentru că acum, practic, el va lua pe celălalt care a rămas, că erau două. Știi să conduci asta? Dar poate Catnap nu știe să conducă. Oh, nu. Exact ce am zis, ea va veni pe celălalt care a rămas. Oh, oh. De ce nu mă iubești, Catnap? O să fim așa drăguți împreună. Oh, nu. Uh-oh, Catnap e în apă. Ajută-mă, nu știu să not. Pe bune, nu știe să note, Catnap? Ok, se scufundă din ce în ce mai tare. Cine îl va salva oare? Bă, nu e bine. Nu e bine deloc ce se întâmplă aici. Cine l-a salvat? Oh, sunt eu, dragule. Oh, ce mă bucur. N-avem mult timp, trebuie să fugim. Ia uite, mă, ce nervoasă e. Ok, planul și evadarea. O să ne omoare pe amândoi. Dar nu cred că avem altă opțiune. Vine o furtună foarte mare. Trebuie să stăm în noaptea asta aici. Închide ușile. Ok, pune-o ceva la ușă, perfect. Bine, acum tehnic vorbim, poate să-ți vină pe geam. Mai ales că uite cât a geamul, balconul. S-au dus într-o vacanță de-asta foarte scumpă, cred. Dai vedere la apă așa. Da, păi, dacă vezi asta la geam, deja e prea târziu. Deja e prea târziu. Ok. Cred că nu mai e nimeni în pat. Catnap e papa. Oh my god. Catnap mi-a scris că mă părăsește? Nu, no, nu ți-a zis Catnap. Cred că ea a scris. Cred că ea a scris. O să plecăm împreună și o să fim foarte îndrăgostiți. Nu e real așa ceva. L-a luat fără voia lui. Caută-l. Alt sistem de găsire nu are? Trebuie să-l găsesc înainte să nu fie prea târziu. Ok. Da, bebelușul acasă face numai pozne, dezastru, dezastru complet, uitați-vă la el ce face. Doamne. Mă, ce-l face la legat? Ajutor! Get that pin! Stai, o chestie de aia de nuntă. Oh my god, vrea să căsătorească. Păi stai, el e deja căsătorit, adică cum ar funcționa chestia asta? Asta zic. Ok. Nu așa funcționează chestia asta. Vrei să-ți fiu soție? Nu? Zi nu! Oh, da! Da, chiar vreau! Ok.
Vrea să tragă de timp, asta e faza. Vă zic eu că nu vrea de fapt să se căsătorească cu ea. Da, cum ar putea să se căsătorească având în vedere că el e legat cu sfoară? Adică, what? Da, o așteaptă să vină, că bagă viteză mare. Oh my god. Haide, grăbește-te! De ce tragi de timp? Pentru că de asta, uite. Mamă! A aruncat-o peste bord. M-ai salvat, dragă. Te iubesc atât de mult. Oh, și eu. Hai să mergem acasă. Bă, s-au făcut cu un iaht. Dar nu se știe. Uitați-vă ce față are. Nu se știe dacă aici se va termina povestea asta. Ok. Hai să vedem între timp ce se întâmpla cu bebelușul. Că bebelușul știți că a rămas acasă. Oh my god, are grijă. Fai de capul, mă, Miss Delight. Nu vrei așa ceva. Vino cu mine, dragule. Ok. Doar câteva ore ai grijă de el. Știți că data trecută când a avut grijă de el, a vrut să-l fure. Ei bine, acum îi permite, dar totuși cu măsură. Îți promit, o să am cea mai mare grijă de el. Și s-ar putea să mă placă mai mult decât pe tine. Oulu. Da, așa este. Mult noroc și distracție plăcută. Sper să fie în siguranță sau altfel. O încurci. Să fie în condiție perfectă. Ok. Doamne, de felul în care l-au făcut mi se pare așa amuzant și drăguț în același timp. Eu tare aș spera că în chapter 4 vom vedea bebelușii lui Catnap și poate Dog Day și na, cine știe ce alte caractere. Dar variantele astea de bebe, cum ar veni, știi? Ar fi interesant dacă ar apărea. Oh, l-a pierdut deja? Oh my god. Ce babysitter ești tu? Mamă, ce viteză are. Cum ai reușit să ajungi atât de repede? Oh my god, oprește-l! O, e în regulă, e în regulă. Nu, e ascuțitoare! Oh my god, nu! Nu! Băga coada! Wow! Bă, dar ce obraznic e, nu mă așteptam să fie așa obraznic bebelușul ăsta. Dar fiți atenți, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment și, de asemenea, vreau un hashtag, hashtag bebeobraznic, ok? Hashtag bebeobraznic, cine a ajuns până aici la episod? Și se pare că a trebuit să își facă o tunsoare, numai ca să scape de acolo. Da, păi trebuie să ai grijă mare, că e obraznic. Nu vrem să pice pe tine. Ia regulă, stai liniștit. Eu mă descurc să am grijă de tine. Chiar ne poți fi foarte bucuros. Nici nu-i pasă și nici nu-i interesează. Nu mai poți să ieși de aici. Oh my god. Gata. Se pare că bebelușul ăsta vrea să facă numai prostii. E un bebeluș, ce vrei să facă? Nu știe și el. Ia uite-te la el. Oh! Nu! Nu, bebelușule! Bebe Catnap, uite ce faci! Ok. Asta nu e bine. Asta nu e bine deloc. Nu, ce... Ia, uite, mă. Bă, măcar a avut acest lapte. Că altfel... Bebe Catnap, unde te duci? Nu fugi! Bă, numai pozne. Dar totuși e destul de agil, adică nu m-aș fi așteptat. Zici că e la Survivor aici, unde e? Ok.
Oh, oh. Ai grijă, ferește-te! Ce să se ferească, noroc de... Vai de mine! Stai liniștit și nu mai fă pozne, în bucătărie, n-ai voie! Ce-a făcut? Asta e mai greu decât mă așteptam. Dar oare face chestia asta pentru că nu e Catnap care să fie lângă el? Sau face chestia asta și cu Catnap? Asta sunt curios. Încă o oră și vine Catnap. Și trebuie să fie într-o singură bucată până atunci. Sper că e posibil. Unde s-a dus? Fire electrice. Ok. Nu știu ce vrei să faci, dar nu e bine ce faci. Nu! Se mai întâmplă să facă chestia asta pisicile? Eu tare mă bucur că Elsa, de exemplu, nu face chestia asta, nu roade cabluri, dar e foarte periculos. Na, na. Uite și tu ce face. Aha. Bine, e ca un robot, practic, adică... A fost om la un moment dat, dar acum e ca un robot. Bebe Catnap, vezi ce-ai făcut? Măi, pasă? Nici nu-l interesează. O, s-a trezit după o perioadă de timp și nu știe unde e Catnap. Bebe Catnap. De data asta chiar n-am idee unde s-a dus. Aolo! Bă, ce face? Pleacă din Playcare? Știți că ăsta e liftul ăla cu care am venit practic în Playcare noi. Cum a știut să-l pornească? Sper să fie în viață până vine Catnap. Da, dar până a luat ea liftul ăsta, că practic trebuie să se ducă și pe aia trebuie să se întoarcă, că nu sunt mai multe. Cel mai periculos loc în care se putea duce. Camera de antrenamente? Camera de antrenamente? Oulu. O să ia un fel de obi pe Roblox ceva. Trebuie să intru acolo neapărat. Da, pe el fiind mic se strecoară, na. Hai că a reușit până la urmă. De ce face el chestiile astea? Uitați-vă și voi prin ce locuri se duce. Țin minte chestiile astea care picau așa. Din chapter 3, dacă țineți minte, că cam pe acolo a început jocul. Ce sunt ăștia, mă, șerpi? Ok. Trebuie să treci și prin foc. Ok, podul ăsta nu pare chiar safe. Pare destul de șubred. Ok. Bebe Catnap, exact ce ziceam. Bă, ce-i acolo? E foc sau ce? O să faci asta, haide, urcă-te. Bă, are gheruțe, nu? Adică Bebe Catnap ar trebui să aibă niște gheruțe. Acum nu gheruțe foarte mari, dar totuși niște gheruțe care să cațere. Ar trebui să aibă. Nu, Bebe Catnap. L-a prins cineva. E CEO-ul. Șeful de la... Dar el e rău. Dă-mi-l înapoi, chiar în acest moment. Ok, cred că de tine o să ia Catnap. Ok. Nu ești un babysitter foarte bun. Mă iubește foarte mult. Săracu. Săracu. Lasă-l să plece. Nu cred că îl voi lăsa. Ok, devine o babysitter. Hai că devine babysitter dacă... La revedere, ne vedem în altă parte. Da, podul e rupt. Nu știu cum ar putea să ajungă acolo. Nici nu știu cum am reușit să mă întorc. Alul, e în zona de gunoi. Bebe Catnap, te ajut eu. Ok. Stai pe loc. Săracu. Bă, a venit ăsta iarăși. Doamne, bă, lasă-l în pace. Vreau să-l trimit acolo, acolo cred că se distruge gunoiul. Dar nu pot să înțeleg, frate, ce poți tu să ai cu un bebe? Că ce, că-i bebe lui Catnap. Și ce dacă?
E un bebeluș. O bune, atât de rău să fii. Avem doar 10 minute și vine Catnap. Trebuie să ajungem înapoi. Să arăt normal. Ia uite-l. Junior, m-am întors. Pare că vă distrați. O, da. Aici am stat în cameră până acum. Nici n-am plecat de aici. Tot a fost super în siguranță. Dar Miss Delight, ce ai pățit? Ne-am distrat foarte mult. Pare că vrea să mai fii babysitter. Dar miroase urât. Like. Ați văzut, a dat like. Ok. El e drăguț așa, dar nu știu ce să zic. Oh, Dog Day privește și plânge. Dar de ce? Se simte singur sau? Ah, că nu vrea să joace și cu el. De când Catnap are noua sa familie, Dog Day a rămas singur, ce-i drept. Bine și ceilalți, dar probabil Dog Day era mai prieten cu Catnap înainte și acum nu prea mai e. Asta mă gândesc, de asta se simte așa singur și supărat. Că vedeți acolo în poze erau smiling critters, spun la urmă, nu? Acum e Catnap și cu iubita sa. Bine, nevasta sa. Că s-au căsătorit. Ce vrea să facă? Vrea să plece. Vreau și eu ce are Catnap. O casa mea. Ok. La revedere, Playcare. Nu mă mai vedeți de acum încolo. Nu, frate, pleacă Dog Day. Să găsesc undeva să dorm. Poate pot să dorm în zona asta? Ok, asta e zona în care se fac jucăriile. E efectiv fabrica în sine. Să-și găsească o pernă. Dar nu cred că găsești o pernă în fabrică. Asta mă gândeam că se va întâmpla. Wow, l-a făcut și pe el. Cum e Catnap? L-a făcut mare. Asta e o nebunie. Ce se întâmplă? What? I-a făcut și lui nevastă și copil. Dar cum s-a întâmplat chestia asta până la urmă? Doar că s-a gândit că își dorește să fie la fel ca cum e Catnap? Unde sunt? Eu sunt Dog Day. Eu sunt soțul tău. Și eu sunt și tatăl tău. Soțul meu? Ce drăguț e la micu. Oh, o să te iubesc pentru totdeauna. Ok. Băi, de ce nu e prea simpatică la mic? What? Uite ce ochi are. Și bebele și ea. Unde e casa noastră? Păi eu stau în casă cu toți prietenii mei. Bănuiesc că trebuie să cumpărăm o casă nouă. Wow, fii atent la asta. Vezi că e mai șmecheră parcă decât alu Catnap. Ce părere ai? Nu-mi place. Nu-i place nici la bebeluși, dar de ce? Bă, stai puțin, e ceva neregul aici. Ei se uitau urât amândoi. Care-i șmecheria? Pereții, mobila, nu-mi place nimic. Conceptul ăsta e vechiuț, așa, nu știu ce să zic. Trebuie să rezolv situația. Vrei ceva nou? Rezolvă! Ok, asta a sunat așa un pic demonic. Știi ce zic? Ok, trebuie să mă bag la treabă. Acum am o casă și o familie, trebuie să am grijă. Ok. Stai, frate, că arăta foarte bine. Ce avea? Ce vrei să faci? Adică, pe bune, chiar îți curioși și o să iasă. Ok, mă poți ajuta, te rog? Îmi pare rău, dar eu am grijă de bebeluș. Nu, no, nu fă asta. Nu fă asta. Da, pare că n-ai grijă de bebeluș. Stai și mănânci snacks-uri.
Deci crezi că sunt o mamă rea? El cu tine atunci. Bă, pare că bebelușul se enervează în același timp în care se enervează ea, cumva. Vedeți? Observ chestia asta, e ca și cum ar fi o conexiune între ei. Tu ne urăști pe noi. Ok, chestia asta e foarte ciudată și la Catnap n-a fost așa, frate. Când și-a făcut el nevasta, n-a fost așa în niciun caz. Adică asta mi se pare ciudat, e ceva neregul aici. Eu vă iubesc. Sunteți familia mea. Vrei să faci ceva de mâncare? Mi-e foame. Eu plec. Uite, l-am mușcat de picior, bebelușul. Și pe aia râde. Bă, nu, e ceva, ceva e rău aici. Ia uite, bă, i-a rupt urechea. Cred că avem nevoie de ajutor. Mușcă! E câine rău! Nu știu ce să fac cu el, Catnap. Uite ce face. A luat-o razna. Da. Nu prea înțeleg. Bebelușul Dog Day cred că mă urăște. Da, cred că a luat-o razna. Nu cred că te urăște, știi? Pare un pic agresiv. Poate are multă energie și trebuie să se joace. Ah! Bă, îl bate pe Catnap, bebe! Asta nu e frumos ce-ai făcut. Bă, i-a dat una în cap. Bebe Catnap i-a dat doar o jucărie. A vrut să împartă. Ce-i neregulă cu tine? Ok, cred că e suficient. Ce vrea să facă? Ok, du-te la tine acasă. Ok, Dog Day, vezi că e un pic sălbatic bebelușul tău, nu știu ce să zic. Îmi pare rău. Ok. E târziu, unde ai fost? Am vorbit cu Catnap să-mi dea niște sfaturi. E superb aici, cum ai pregătit masa. Ia și mănâncă. Acum. Ok. Ce-i aia? Bă, ce i-a dat să mănânce? Mănec! Oh, păcat! Bă, se neacă, săracum. Pleci toată ziua și acum faci așa? Ajută-mă! Trebuie să-i dea... e un exercițiu, e o chestie pe care trebuie să o faci. E bine de învățat. Uite, a sărit... a sărit bucățica asta pe bebeluș. Oh my god. Uite ce-ai făcut! Bine, trebuia să-l ajute ea, practic, dar văd că ei nu-i pasă. S-a supărat. Nu ne abandona! Tu ne-ai creat! Așa că suntem responsabilitatea ta! A fost o greșeală, nu mai vreau asta! Dar tu ești acasă acum, aici e casa ta! Am terminat-o, la revedere! Te întorci chiar acum! Catnap, ai avut dreptate! A fost o idee rea! Trebuie să scap de ei, cum fac? N-am încercat niciodată să fac asta, dar... Ia uite, e soțul meu care a plecat de acasă și a părăsit familia. N-am plecat, dragă. Dar n-am de ales. Ai de ales. Doar minciuni zici. Nu contează. Te las în pace. Dog Day, vezi că plănuiește ceva. Îmi creez un nou soț. Oh-oh. Te bag în mașinăria asta și s-a zis cu tine. Lasă-mă în pace! Ok. Pare că ai încurcat-o. Drag, îmi pare rău. O să fiu un soț mai bun, bine? Nu mă omorâ! Dog Day, spune, vezi ce zici? Chiar zici și adevărat? Oh, chiar... Ce părere ai, bebelușule? Bebelușul zice,
că trebuie să pleci. Ok. Ce-i neregulă? Ce-i neregulă cu ei? Ce s-a întâmplat? De ce au ieșit așa din mașinăria aia? Oh my god. O să revină la normal, oare? A revenit doar el. Doc Day, ești în regulă. Da, mi-am revenit. Dar mașinăria ce va scoate? Oare? Wow, doar umplutura a rămas. E ok, sunt un pic trist, dar... singura familie de care am nevoie ești tu și cu Smiling Critters. Hai să mergem acasă. Și așa se termină episodul nostru de azi. Eu nu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Aveți link în descriere și la canalul celor care au făcut animația. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!